Cetățenii austrieci sunt europenii care în 2022 se declarau cei mai mulțumiți în general de viața lor, iar cel mai puțin mulțumiți sunt bulgarii potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistică. Anul 2022 a fost anul ieșirii din pandemie și anul în care Rusia a invadat Ucraina. Solicitați să-și autoevalueze pe o scară de la 1 la 10 nivelul de satisfacție față de viață în general, austriecii au fost în frunte cu 7,9 puncte peste media europeană de 7,1. Poziția a doua a nivelului de mulțumire este împărțită de finlandezi, polonezi și români, toți cu un punctaj de 7,7. Urmează la mică distanță belgienii și olandezii, fiecare cu 7,6 Puncte. Italienii și francezii sunt în jurul mediei europene cu 7,2 și respectiv 7 puncte. În toate statele Uniunii Europene, cu excepția Bulgariei, evaluarea media a nivelului de satisfacție este de peste 6, așadar majoritatea cetățenilor europeni se declară mai degrabă mulțumiți decât nemulțumiți de viața lor. Acest nivel de satisfacție poate fi influențat de factori precum vârsta, nivelul de educație, situația financiară și familială proprie, precum și de diversitatea experiențelor, oportunități, priorităților și valorilor individuale, explică Eurostat. Putem pune problema și așa. Dacă ești atât de fericit aici unde ți-ai petrecut cei mai frumoși ani copilăria, adolescența, atunci de ce pleci? De ce pleacă atâta lume să-și caute fericirea în afară? Este un exod nemai Înseamnă că nu sunt fericiți în România și caută fericirea în altă parte sau cel puțin caută o stare mai bună. Acesta devine unul dintre indicatorii supremei fericirii, fiindcă un om este fericit și în funcție de locul în care stă și de contextul în care trăiește. Calitatea vieții nu mai este tranșată obiectiv. Înainte, viața era împărțită în sărbători și zile obișnuite, în timpuri festive și timpuri de muncă. Acum se vrea ca fericirea să fie un timp obișnuit. Nu știu cum intră în mintea românilor noul slogan al fericirii, dar dacă ți se spune mereu că trebuie să fii fericit cu orice preț, indiferent de ceea ce ți se întâmplă, poate că nu este un trend bun spre progres și creștere, relatează România TV.ro.